Un al doilea focar de peste porcine izbucnește în Mehedinți la câteva zile după ce mii de porci au fost uciși. Ferma de la Tismana, în care a fost descoperit de această dată virusul pestei porcine africane, este una dintre cele mai importante ferme de reproducere din România, din punct de vedere al materialului genetic. Situația este cu atât mai dramatică cu cât mare parte dintre cele 600 de scroafe care vor fi ucise sunt și gestante. Autoritățile trebuie să intervină însă, pentru că animalele ar fi murit oricum, într-o perioadă scurtă de timp. Ferma care se află în satul Tismana este cea de-a doua din țară ca valoare a materialului genetic, spune medicul veterinar care monitorizează aceste porcine. În urmă cu câteva zile au apărut primele semne de boală și mortalitate, iar în urma analizelor a fost confirmată existența virusului. Cum ferma fusese deschisă în urmă cu numai 5 luni, situația proprietarului acesteia este dramatică, iar pagubele depășesc 700.000 de euro. Din această fermă ar fi trebuit să plece purcei către 10 de ferme din România. Au murit trei scroape gestante care au fost prelevate probe, duse la laborator și până la ora 16 deja a venit confirmarea de peste porcină africană. Bineînțeles că în următoarea perioadă, până a doua zi, deja mortalitățile ajunseseră într-un procent destul de mare. S-au urmat pașii conform manualului operațional. S-a trecut la uciderea tuturor porcilor. Un efectiv de 4.200 și ceva de porci, fiind vorba despre o fermă de reproducție. Este păcat pentru că în județul Mehedinți nu există decât 3 ferme de reproducție și aceasta era o fermă de reproducție foarte bună. În fermă sunt acum 600 de scroafe gestante și 300 de purcei. Din păcate, toate aceste animale, care oricum ar fi murit, vor fi ucise și îngropate pentru a se încerca evitarea răspândirii acestui virus. E vorba de uciderea celor 600 capete de porci și distrugerea lor prin îngropare. Ulterior, aplicându-se măsuri pentru curățirea și dezinfecția întregii ferme, bineînțeles, urmând ca după aproape 6 luni de zile să se înceapă instalarea unor porci santinel, așa cum se numesc ei, să vedem dacă virusul mai este prezent. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare spun că proprietarul fermei va fi despăgubit de stat. La nivelul județului evoluează un al doilea focar de peste porcină africană. La exploatația comercială de suină imediat în vecinatei celei care am declarat săptămâna trecută. Normal că în această situație am activat din nou Centrul Local de Combatere a Bolilor și suntem în prim proces de ucidere a acestor animale pentru a limita răspândirea virusului. Toate măsurile care se iau la nivelul județului Mehedinți impun și necesită și informăm pe această cale populația că la orice simptom al bolii trebuie să anunțe medicul veterinar oficial ca să ia legătura cu consilierii de SVS a Mehedinți, limitând astfel răspândirea. Ambele ferme vor fi despăgubite. Ei respectă toată legislația sanitar-veterinară și planul de biosecuritate, iar dosarele de despăgubiri sunt în prim proces de lucru și vor fi trimise către autoritățile centrale. Virusul ucigaș s-a extins la această fermă de la o locație vecină, unde pesta porcină africană a fost descoperită în data de 6 mai. În următoarele zile au fost uciși peste 4.000 de porci, dintre care aproape jumătate erau scroafe. Cercetările cu privire la modalitatea în care a ajuns virusul în aceste locuri sunt în curs, dar se presupune că a fost luat de mistreții din zonă, unde a fost descoperit un focar de pestă în sălbăticie.